Bună, dragilor! Noi ne-am trezit și am văzut că este o zi foarte, foarte urâțică cu ceață. Era ceață, nu vedeam nimic pe geam și am zis ce ar fi să mergem până la un magazin pentru că mi-au făcut poftă cei de la Doru și Delia. M-am uitat la aici, am văzut că au fost la Primark și am zis că cred că știam că e ieftin și e mai convenabil acolo și am zis hai să mergem și noi să căutăm pijamăluțe pentru această frumusețe de fată, nu? De Crăciun, așa cu tematică și pentru tati, pentru că nu au, să vedem, să facem poze frumoase de Crăciun. Așa că mergem la magazin, da? Tu ce mai ai acolo, un suculeț? Suculeț. Bine, ai câștigat suculețul ăsta. A fost multă muncă de convingere și de negociere. Așa că vă luăm cu noi. Haideți să vedem ce găsim la Primark. Pupici! Da, mami, da. Hai cu mami, dă mânuța. Haideți că ajungem la Primark. Am zis că vreau să venim aici să vedem. Să luăm pijamăluțe pentru Anastasia. Haide, mama, haide. Hai să luăm pijamăluțe. Haide. Uite ce frumoase sunt, mami. Hai. Quick. Încet, hai. Slow down, mama, slow down. Slow down, ok? Anastasia, slow down, please. Give me your hand, hey. Wait, I said. Wait a second, mommy, give me your hand. Uite, mergem sus la copilaș să găsim ce vrem. Mommy, this way. Haide, mama, să mergem sus, mama, te rog. Să mergem să-ți luăm ție pijama, haide. Ok? Hai să vedem ce găsim. Aici deja sunt hainele de Revelion. Ia uite ce frumoase e. Ce ai găsit, mami? Tot felul de lucrușoare frumoase de baby. De copilaș. Ia uite-i, mă, ce mici sunt. Ce drăguți. Ho, ho. Să vedem, acum avem prea multe modele. Nu știu ce să iau Anastasie. Să vedem, un pijamăluț așa de crăciunaș. Ăsta e frumos și că toate drăguțe. Să vedem de care îi luăm. Ciorăpei avem, de ăștia grosuți, numai buni. Yes, mommy, I'm here. I love you too. You love me? Ia, am ajuns și la cățurlițe să ne uităm, să vedem ce e la Anastasie. Ia tu să plimbă cu taxiul și pe aia strigă după mine. Hai să vedem ce mai găsim frumos pe aici. Foarte drăguțe sunt toate. Ia, numai gura ei se aude. Ia uite. Uite, mami, hai să vedem dacă ți-e bună asta. Vine la mami. Anastasia, hai la mami, guriță. Come on. Hai să vedem dacă ți-e bună. Ia, stai să vedem, ia. Vino cu asta, să vedem, e bună? Pentru tine, să nu fie să vadă fundulețul. Wow, super, îți place? Da, n-are timp, domnule, n-are timp de mine. Oh, ce drăguțe, sunt o grămadă de rochițe frumoase pentru ea. Care mai de care, mai de petrecere, nu știu ce să iau. Da, hai să ne uităm și spre pijamăluțe, că eu m-am dus să iau pijamăluțe și caut altceva, găsesc altceva. Astea sunt din alea călduroase, fleece, dar e prea cald și ea transpiră mereu și la cap când doarme. Trebuie să caut altfel de pijamăluțe. Să vedem ce și cum găsim. Da. Drăguț cu Mickey. Cu Mickey. Așa, cam și astea sunt drăguțe. 9 lire pentru prețul ăsta sunt foarte bune. Cu Mickey, da. Să vedem ce mai avem. Mai avem niște variante cu reine aici și cu Grinch. Ia uite. Și astea sunt drăguțe. Simple așa. Și cu Santa. Acum să văd dacă îi găsesc mărimea. Astea sunt frumoase, tare călduroase. Dar ea nu poartă încă pentru că e foarte cald și la noi în casă e cald. Nu e nevoie. Haideți că am ajuns și la Curie și dacă vă interesează vă arăt cam ce oferte avem la Curie aici la telefoane. iPhone 13, 36 de lei pe săptămână. Și noul, pe lună, da, pardon, și noul iPhone 14 Pro. Tati, no, it's me. Da, mami, ce este, gurița mea?
Nu putem să-l deschidem și noi. Și vedem care e diferența. 53 pe lună, dacă îl vrem deblocat, e 1000 de lire. Hai să vedem ce mai găsim la Curi. Găsim multe laptopuri, 420, tablete, că tot e sezonul tabletelor. Ce avem aici? Să vedem. Facebook, parțial asta, habar nu aveam, înseamnă că sunt de la Facebook, nu? Ia uite. Deci Facebook-ul a făcut tablete, eu habar n-aveam, acum văd și eu. 340, asta mare. Mai mică, Portal Black avem, 129 de lire. Cu aceste specificații. Drăguț, hai să vedem ce mai găsim, avem și muzică aici. Ups, eroare. Vedem și aici, avem alte tablete, astea sunt de la Apple, bineînțeles, iPad Pro. iPad Pro. Nu zice cât e, nu zice. Ba da, aici avem. Cred că după, da, cât e de mare avem prețurile. Dacă vă interesează, iPad Air. Nu mă întrebați, eu nu prea știu detalii din astea, nu sunt, dar... 500. Deci iPad acesta de 10 ca mărime din 2021, văd că ar fi undeva la 300 dacă vrem cu 64 de giga. Cam astea sunt prețurile, să vă faceți o idee. Aici avem MacBook-urile drăguțe. Ce mai avem? Trecem pe partea cealaltă la Samsung. Și mergem mai departe. Curis, magazinul ăsta, nu știu, nu sunt prea multe în Anglia, n-am mai rămas, dar nu știu cu ce să-l compar. Cu Media Galaxy, cred, puteți cumpăra tot felul de chestii tehnologice în rate. Dacă, bineînțeles, vă încadrați, sunteți eligibili și puteți să plătiți apoi în rate, în 6 luni sau ceva de genul acesta. Sau pe mai multe luni. Eu știu că de aici ne-am cumpărat de mult, acum câțiva ani, mașină de spălat, rufele și frigider și ne-a făcut și asigurare 3 lire pe lună la frigider și a fost foarte bine pentru că mi s-a stricat și am primit unul nou în schimb fără niciun alt cost decât că am plătit, deci cât vine, gen 35 de lire pe an și atunci am plătit, cred că timp de 2 ani, după 2 ani s-a stricat și atunci am avut un frigider nou în loc. Aici interesant, avem niște chestii pentru vlogging. Bineînțeles, suporturi, tot felul, frame-uri, camere. Asta e ceva nou ce n-am mai văzut de mult. Au și telescoape, ia uite, ce drăguț. Foarte fain. Pentru cine e pasionat de așa ceva, avem și așa ceva. Aici nu vreau, știu ce vrea să fie asta, un aparat de terapie, ceva de recuperat. Interesant. Cam așa ceva. Și televizoare, bineînțeles, de tot felul, pe toate dimensiunile, la fel, le puteți cumpăra în rate. Am vrut să vi-l arăt puțin pe acesta, cât este de mare, imens. Sonia Brava, Google are pe el, 4500 costă acesta. Am nu știu cât e de mare, cam asta e ideea, să vedem cât are. Are 4K, bineînțeles, și... nu știu cât are... Deci, vedeți, puteți să plătiți în 3 ani. Vă spune cât costă sau mai puțin, dar nu știu cât costă, cât e ca... Yes, thank you. Good. Yes, sure, thank you. Mă uit cât costă la... cât e de mare, nu găsesc. Ha. Imens, într-adevăr. Dar se văd foarte bine. Normal, dacă e 4K, se vede imaginea super bună. Aici avem unul mai mic, de exemplu. Ia uitați ce frumos se vede și ăsta, care consumă mai puțin. E LG, 150 de lire. Și acesta e... nu, nu cred că e... nu, mă uitam dacă e 4K. Nu este. Imagini din Maroc, cred că avem aici, pe Samsung, foarte frumoase. Acesta e 3560, la fel. Și are diametrul de 1,90 m.
La fel de foarte mare și acesta și 3600. Hai cu mami aici, haide. Hai să vedem dacă găsim pijamăluțe la Asda. Da? Uite că sunt tot felul. Vezi? Hai să ne mai uităm. Ce modele? Sunt și pentru mami. Da. Ce este? Sunt și de-astea călduroase, 16 lire. Da, iubita, hai să căutăm pentru tine, bine? Haide, că închidem, că avem multă muzică aici. Ia mai zi o dată lui mami, ce ai spus tu? Hai mai spune o dată ce ai zis lui mami, ia zi. A zis, mami, ai înțeles? Asta e a mea, o luăm acasă, așa a zis. Auzi, să înțeleg eu. Măi, fată, măi, ăsta este balsam de buze. Ție nu trebuie când ești micuță, mă, mami. Păi nu, e a meu. De ce e a tău? Că l-ai pus tu mâna pe el? Păi, dar tu ai bani să plătești, ea spune. Am bani. De unde ai bani? Ia să văd. Mașină. Din mașină? Că ai găsit tu 50 de pipa acolo și te jucai cu monedele alea mici? Da, din mașină. Păi, da. Dar nu-ți ajung, îți trebuie mai mulți. Ce faci? Cui ceri bani? Lu toate. Lu toate, bună idee, bravo. Și crezi că-ți dă? Da. Hai să vedem, că el e jos, da? Hai să vedem dacă ți-a găsit pijamale, bine? Și ce îi spui? Îi spui că vrei să-ți ia acel balsam, da? Balsam. Aha, aha. Păi îți trebuie bani, mama. Hai să vedem cât costă. Ia, dă să vedem cât costă. Ia să vedem. Vai, vai, nu scrie aici? Ba da! Doar 10 lire, tati. Ia, vezi dacă are bani. Hai!
am ajuns acasă și am zis să vă arăt repede ce am cumpărat de la asta, cred că de la asta și la toate magazinele pe care am fost. Am fost și la Primark, dar până la urmă de la Primark n-am găsit pijamăluțe care vroiam. Erau ceva acolo, dar n-am mai stat să iau. Avem așa, i-am luat pentru vlogmas, ne pregătim să facem cu Anastasia acest set de pictat și, din câte am înțeles eu, sunt 4 decorațiuni, designs. Cred că după aia putem să le agățăm în braț și am zis că e frumos să facem o activitate, să avem ce face înainte de vlogmas și cu ocazia asta le punem și în braț și e ceva frumos. Apoi am văzut asta, zice Doll Tubs, cred că e un fel de plastelină sau tot așa ceva, tot pentru ea, da, plastelină de Crăciun. Astea cred că le-am luat de la, era un magazin, se chema Below One Pound, ceva de genul tot așa cu o liră, toate produsele, sau majoritatea produselor mai ieftine. Astea nu mai știu de unde le-am luat, de la Asda, cred, da, 75 de pii, mi-a plăcut mie, pare drăguț așa, e din lemn, dar mi-a plăcut. Aici avem niște gift tags, unde scrii numele, așa, zice Believe in Magic, să crezi în magie, magia Crăciunului, nu-i așa? Aici avem iarăși încă o carticică cu activități de Crăciun, elf. Ei plac foarte mult stickerele aceste acții build-uri și atunci am zis că e foarte frumos să mai avem ce activități să mai facem cu acții build-uri. Acții build-e, pardon. Astea sunt micuțe rău, m-am cam păcălit, dar asta e, vedem noi pe ce facem, umplem casa de mizerie și apoi facem curat din nou. Iar aici am vrut, pentru că în principal de asta am plecat, că pentru că am uitat din timp să comand să vină, să-i scriem scrisorica lui Moș Crăciun, nu-i așa? Să fie în primul sau al doilea vlog, vedem, să scriem scrisoarea pentru Moș Crăciun. Am găsit un kit așa, de genul acesta, totul la magazinul acela, cred că a fost o liră jumate. Un kit și nu știu, să vedem ce are în el. Are scrisori, plicuri, stamps, stickere, acti build-uri, chestii de genul ăsta. O să ne apucăm și o să-i scriem scrisorica lui Moșu curând cu acest kit. Apoi de la Asda mai am aici 2 tricouri și-a la soțul pentru muncă, 2 la 6 lire pentru că sunt avantajoase la preț și în final am găsit pijamale. Oh, cred că am vorbit cam încet, dar Anastasia a dormit pe drumul mașinii și de-aia a rămas să vorbesc încet cu reflexul acesta. Până la urmă i-am luat pijamăluțe ei de la Asda, pentru că mi-au plăcut mult tare modelul acesta. La Primark erau, dar parcă nu era bumba, și nu știu, nu-mi plăcea când atingeam materialul. Era așa, cumva, care zgârie, știți voi cum vreau să zic, mai tare, așa, aspru. Și am zis că nu, trebuie ceva moale pentru ea, frumos, și le-am luat pe astea, așa, sunt 2, la 14 lire. Și ăsta e cu turtă dulce și bineînțeles că eu o să-i le dau și după Crăciun, nu mă interesează exact ce și cum. Le-am luat de la 4-5 ani, acum sper să nu fie prea mari, dar ea e înaltă și cam trebuie pantalonii să-i ajungă, dacă le mai bag și prin uscător, știți că se micșorează la copii, așa că am preferat să fie mari. Dar sunt tare frumoase, mie îmi plac tare mult. Și nu știu dacă știți sau nu, v-am spus, îi luasem odată din Matala în acest joc, i-a plăcut foarte mult ei. Am ajuns acasă și încolo nu aveau aceste părticele, îi lipseau din cutie. M-am dus înapoi și pe raf mai era doar o cutie și la fel îi lipsea și aceea. Deci erau lipse, erau defecte sau cineva le-a scos, nu știu, nu avea cum să te joci cu ele pentru că nu aveau bucățelele astea, lipseau. Acum l-a găsit soțul în magazinul acela și am zis să îi luăm, dar vedem, cred că îi dăm de Moș Nicolae. Îi scriem la Moș Nicolae să îi aduc. Și cam astea sunt cumpărăturile, n-am luat prea multe. Da, ne pregătim și ne vedem mai târziu. Gata, cam acesta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. E zi, mami. Zici bai? Bună! Pa, pa! Eu am obosit. Eu am mers pe jos. Cerea căruțul acum. Niciodată nu l-am luat în ultima perioadă și acum îl cerea. Când nu l-am, îl cere. Dacă v-a plăcut vlogul, nu uitați să lăsați un like și noi ne vedem mâine. Pupici!